Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag, sunt Zidana Ozacuna, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Dragii mei prieteni, eu foarte des primesc o întrebare. Vă rog, Zidana, ajută-mă, te rog, cu o mască pentru pielea uscată și pentru coșul negru. Păi uite aici, vreau să-ți arăt o mască foarte bună pentru coșurile negre și pielea sensibilă. Există piele normale, există piele grasă, dar eu astăzi să-ți fac la un junior, la un băiat, să zicem așa, o mască pentru coșurile negre. Această mască eu fac de 2-3 ori pe săptămână. Eu am o bucată de aloe vera, știți care este aloe vera? Noi deja am făcut testul ca să vedem dacă nu are alergii, întotdeauna facem în așa mod, deja l-am făcut. Scoatem tot sucul de la aloe vera, foarte important. Dacă vă rămâne această bucată de frunză, aceasta, atunci vă ungeți pe păr, fiindcă aloe vera ajută foarte bine să crească părul gros, frumos. Da, e, se întinde, este un gel care se întinde, dar este foarte, foarte sănătos, mai ales pentru măștile de față și măștile de fier. Așa, deci eu am aici puțin, cam să zicem așa, cam 2 linguri de aloe vera. Am o linguriță bună de mere de albini, foarte importantă. Așa. Și am o bucățică de drojdie activă, adică drojdie de bere care coacem noi, undeva să fie 5 grame, nu mai mult, da? Așa. Amestecăm foarte bine mierea cu drojdia și aloia ca să topim, ca să încumpărăm toată masca noastră. Drojdia e rece și ea se dizolvă mai greu, dar o dizolvăm. Așa, uitați vă și mască minunată. Dar cum juniorul meu are coșuri negri, nu este suficient. Eu adaug o lingură bună, așa, o lingură bună de bicarbonat de sodiu. Știți care este bicarbonatul de sodiu? Bicarbonatul de sodiu ajută ca scoată toate pietele, pielea uscată, ajută la coșuri negri, coșuri albi, dar ajută și la acne. Așa, uitați-vă, minunat! Cum v-am spus înainte, această bucată de aloie eu nu arunc, s-o dau pe față și o mai adaug cu linguriță de ulei de frunză de dafină. Uleiul este pe primul plan de frunză de dafină pentru fața, pentru tenul uscat. Pe primul loc, să știți, care are fața foarte sensibilă, deci o tămăduiți cu ulei de frunze de dafină. Mai există și ulei de struguri, de semințe de struguri, ulei de morcov, ulei de cafea verde, ulei de semințe de dovleac, ulei de măsline, dar acest ulei de frunze de dafină care îl fac eu în casa mea, el este pentru mai multe boli. Așa, și deci masca mea este gata și eu trec la față sau la tenul, la juniorul meu. Așa, deci juniorul meu are coșuri negre, dar foarte mărunte. Dar el are și fața foarte, foarte uscată. Ce fac eu? Dacă, de exemplu, ar fi foarte bine să iau fruntea, da? Să iau arcada, să iau pleoapa de jos, tot obrazul de la urechi, barba, nasul și bucata asta de tâmplă, aceasta este tâmplă, fiindcă deseori la băiței, hai să zicem așa, juniori, după 14, 15, 17, 18 ani, apar aici coșuri negri, foarte multe mărunte. Dar de ce o voi lua aici ca el să băiască după toată masca mea? Deci, astăzi juniorul meu va ține masca 30 de minute. Această mască este se face de 3 ori pe zi. În primul rând, ce fac eu?
Așa. Frunza care mi-a rămas de-a lui e foarte importantă, nu o arunc, dar o dau pe cap, fiindcă el poate să aibă și coșuri în cap. Și aceasta este un medicament foarte bun, așa. Ud sau dau tot capul. Mai ales dacă el are după cap coșuri, da? Eu ung așa încet, așa. Capul este foarte important ca să nu aibă mătreaț, ca să nu aibă eczemă, că noi știm că aloe este nemaipomenită de bun. Juniorul meu nu are coșuri, dar el are câteva coșuri negri. Așa. Și eu am să le scot cu masca mea. Așa, și mă întreb, Zidana, faci cu pensula? Nu, eu am foarte mult pensulă, dar nu vreau să fac cu pensula, fiindcă această mască mă ajută și pe mine la unghiile mele. Așa, eu iau foarte încet, mânuța mea e curată, eu am uns-o cu spirit și eu încep a face un masaj pe frunte. Așa, foarte important. Acest masaj este un masaj autohton, este un masaj care ajută foarte bine chiar și la durerile de cap. Simți bine cu el, dar nu ți spărea, fiindcă el este mask, și este, dar este plăcut. Este puțin rece, dar ajută foarte bine. Așa, de la obrazul spre, de la nasul spre ochi, noi tragem în felul următor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cu siguranță, după ce a speli fața, el va simți așa că când fața este mai ușoară, dar este foarte plăcut. Așa, încă. Eu cred că se vede bine. În felul următor, barba la fel, fiindcă barba e important și pe barbă iese coșuri și barba este foarte importantă. Această mască, măcar de 7 minute, să face acest masaj pe față. Nasul, așa, barba, mustiața, așa, zâmbește, așa. Fruntea foarte importantă, că multe persoane are coșurile negre pe frunte, în felul următor. Așa, eu am să dau și partea asta. Așa ia, foarte bine. E este dulce, dar este foarte benefică. Are foarte multe vitamine. Este o combinație foarte bună. Bicarbonatul de sodiu, aloia, mierea. Așa. Dacă într-adevăr copilul sau fetița, dacă tu ai fetiță, în cazul meu astăzi este un flăcău, da? Dacă tu ai o domnișoară, ar fi foarte bine ca să primească fața gingă și după mască să dai cu vitamina B3. Dacă tu ai o vitamină B3, deci este perfect. Măcar 20 de minute, 30, stai în felul următor. Mă spal fața cu apă călduță. Este foarte bine, perfect. Această mască chiar ajută la măștile, la coșurile de pe față. Ea scoate coșurile. Acneia, coșurile albe sau alte pieti. Ea puțin să lipești, fiindcă are mere de albini. Aceasta a fost masca mea care eu am făcut-o astăzi la un flăcău, un soldat, să zicem așa, dar această mască merge cu siguranță și la domnișoare. Foarte corect, foarte bine. Nu mai să faceți testul de alergii, că am auzit că sunt multe persoane, eu și-am citit, sunt multe persoane care poți să aibă aloi. Dacă îți întreb, nu am aloi, atunci nu pune aloi, fă fără aloi și este perfect. Așa. Eu voi da și partea cealaltă de față foarte bine, fac masajul, apoi 20-30 minute și spală fața. Cum a fost prietena voastră, Zidana, asta a fost o mască foarte eficientă, benefică și într-adevăr scoate toate coșurile negre, mai ales pentru coșurile negre și albe, dar ajută și la acnei. Dacă măcar o dată, două ori pe săptămână, să te dai cu această mască. Mai ales la persoanele mai tinere care au coșuri. Cu voi a fost Zidana, la mulți ani, aveți grijă de fața voastră, de ten, să aveți un ten frumos.